O tăcere mortală stătea într-unul dintre apartamentele unei case vechi de panouri construite în vremea dezghețului Hrușciov. Lângă bloc era o ambulanță. Iar în apartament, doctorul examina o bătrână de 80 de ani. Olga Mihailovna se simțea foarte rău. Dar în ciuda acestui fapt, bătrâna a încercat să-i zâmbească vesel doctorului care în acel moment îi măsura presiunea. De la sine, aparatul te înspăimânta, dar și umflăturile erau îngrozitoare. Deci diagnosticul final ar trebui pus doar după ce femeia va trece întregul examen. Dar datorită experienței sale, medicul, un bărbat zvelt în ochelari mari, a văzut deja că acest caz pare a fi fără speranță. Este puțin probabil că bătrâna va mai rezista câteva zile. În orice caz, tot e bine că merge la Dumnezeu pe propriile ei picioare, dar nu pe umerii nepoatei ei care, cu lacrimi în ochi, a urmărit îndeaproape toate mișcările, incapabilă să rostească vreun cuvânt. Victor Vasilievici a văzut multe cazuri în timpul vieții sale. Au existat și cazuri când pacienții imobilizați la pat trăiau încă 10-20 de ani sau chiar mai mult, aducând astfel suferință pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Din fericire, în acest sens, tânăra a avut noroc și așa are 2 copii mici. Unde să mai reziste o greutate deasupra? Ei bine, treburile noastre nu sunt în totalitate bune, dar nici atât de rele. Însă totuși va trebui să mergem la spital. Nu ați avut deloc grijă de dumneavoastră, Olga Mihailovna. Nu ați mers la medic la timp și v-ați adus boala într-o stare extrem de neglijată. Prin urmare, va trebui să vă odihniți puțin între pereții spitalului. Apropo, acolo bucătarul pregătește o supă excelentă. Doctorul a încercat să o liniștească măcar cumva pe femeie. Pentru mult timp, doctore. Căci eu am o pisică aici, dar și florile trebuie udate. Dar anișoara mea și așa are multă treabă. Și copii să-i ducă la grădiniță și la muncă, dar și mâncare soțului să-i pregătească. Eu ce va trebui să o rog ca să aibă grijă și de gospodăria mea? Toată viața m-am descurcat singură, iar acum 20 de ani când a murit soțul meu. Să-i fie țărâna ușoară, la mormânt trebuie să merg. Singură puteam să bat un cui sau să atârn un raft. Dar deja sunt bătrână, nu atât de energică cum eram. Îngrijorându-se, i-a răspuns bătrâna. O săptămână cu siguranță va trebui să stați, dar deja mai departe totul va depinde de tratament. A rezumat medicul de urgență. Ah, bunica, încetează să te mai plângi, dacă doctorul a spus că trebuie să mergi la spital, înseamnă că este necesar. Voi avea eu grijă de pisica ta. Și florile le voi uda. Pentru mine nu este dificil. Sau Valentin va intra, dacă eu mă voi reține la serviciu. De ce nu mi-ai spus mai devreme că te simți rău de vreo câteva zile? Vin, dar tu stai culcată. Nici să te ridici nu poți. În sfârșit s-a implicat în discurs și Ana începând să strângă lucrurile necesare pensionarei. Eu pur și simplu nu am vrut să te deranjez. Mă gândeam că voi sta culcată și va înceta să mă doară. Am mai avut așa înainte. Tu iartă-mă pe mine că ai atâtea griji din cauza mea. Cu grijile noi ne vom clarifica mai târziu, dar acum hai să te ajut să te ridici. I-a propus fata. Dar n-a fost să fie. Nici împreună cu doctorul nu au reușit să o miște din loc pe bătrână. Atât de tare s-a umflat. Cât și sănătoasă, Olga Mihailovna era o persoană supraponderală, dar acum și halatul larg abia se închidea. Au fost nevoiți să cheme în ajutor pe șoferul ambulanței, dar și încă câțiva vecini bărbați puternici. Toți împreună abia au dus-o pe targă la mașina de ambulanță de la etajul 5. Ana foarte mult își iubea bunica, căci ea i-a înlocuit mama, care în tinerețe studiind pentru a fi diplomat, se tot plimba prin străinătate. Ocupa funcții înalte, își construia cariera. Se pare că în timpul unei întâlniri de afacere, cu un bărbat cu care nu a durat mult relația. Și iată și a decis Alina Igorovna că ca să nu-și strice reputația, să lase fiica cu bunica, dar singură a rămas în străinătate, rareori vizitându-și fetița. De atunci, au trecut mulți ani. Apoi mama ei s-a pensionat și s-a căsătorit cu un fost colonel cu care locuia acum împreună în interiorul austriac ocupându-se cu agricultura. Desigur, Ana nu putea din recunoștință pentru grijă să o lase pe bunica singură la bătrânețe. De mai multe ori fata i-a propus să se mute în casa lor spațioasă împreună cu soțul ei. Dar a refuzat spunând că nu vrea să-i geneze.
Și iată a ajuns la așa stare. Despre asta Victor Vasilievici în jumătate de voce i-a spus încă în ambulanță. Pregătiți-vă la ce e mai rău. Desigur, în drum spre spital, nepoata se stăruia să nu arate că totul este într-atât de rău. Cu greu reținându-și lacrimile, îi spunea că la sfârșitul săptămânii trebuie să meargă împreună la casă în sat, deoarece strănepoții ei de mult nu a inspirat aer curat. Totuși casa în oraș nu e ca în sat. Așa au trecut 3 zile după ce Olga Mihailovna a fost internată la spital. De atunci, nepoata nu mai pleca din salonul cu 2 locuri. Vecina pensionarei s-a dovedit a fi o femeie de vreo 60 de ani, așa cum și Olga, avea probleme cu inima. Însă ea deja se însănătoșea, dar iată ei îi era tot mai rău și mai rău. S-a confirmat diagnosticul medicului de urgență. Și acum, peste așa timp scurt, nici măcar nu putea zâmbi, nu să mai glumească vesel, cum era înainte de a fi internată la spital. Ana era disperată. Numai unde nu se adresa fata, diversi doctori a invitat, cu mulți specialiști s-a consultat. Dar se pare că nimic nu o va mai ajuta pe bunica ei. Dar ce doriți? Vârsta deja nu mai este tânără. În acest caz, nici cele mai scumpe medicamente nu vor ajuta. Până la sfârșitul săptămânii nu va mai fi. Într-o voce confirmau medicii. Din acest motiv chiar au grăbit externarea Aleftina Nicolaevna, vecina care a trecut cu bine cursul de lecuire. La început medicii plănuiau să o mai țină vreo câteva zile pe femeie la spital, dar nedorind să vadă moartea de lângă ea, au decis să o externeze ziua următoare. Dar să se vindece poate și acasă. Aleftina era foarte bucuroasă că în sfârșit se va întoarce acasă la fiica sa iubită Svelana și nepoata sa Iulia. Dar bătrâna își făcea griji în privința vecinii. Căci ea a auzit discursul medicilor lângă patul său. Ea a venit atât de veselă, mulțumită de viață. Tot-i povestea despre fiica sa care a reușit să petreacă viața foarte demn. Despre nepoata și familia ei pe care foarte mult o iubea. Și abia ieri, așa s-a schimbat Olga Mihailovna, încât durerea insuportabilă striga cu voce tare. Dar astăzi deja nici nu putea vorbi. Se pare că sărmana se pregătea să se îndrepte pe ultimul său drum. La fiecare e diferit, dar această doamnă ce și-a dedicat viața pentru lucruri bune, la sigur va fi cel mai bun. Gândindu-se la toate acestea și la sensul vieții, Aleftina Nicolaevna cu tristețe o privea pe Ana, care în ultimele zile arăta foarte disperată. Atât de mult își făcea griji, încât sărmana nici nu mai avea lacrimi. Toate erau deja plânse. Mai repede să plec de aici. Nu mai pot să privesc acest coșmar. Se gândea femeia în acel moment când ușa în salon s-a deschis și în încăpere imediat a intrat o căldură. Momentan i s-a făcut mai ușor pe suflet chiar și Anei, dar Aleftinei în general i s-a ridicat dispoziția. Căci în salon în fața mamei a zburat un adevărat meteor. Nepoata ei de 4 ani. Fetița avea în mână avea un balon și atât de vesel flutura din el, încât încet s-a atins cu mânuța sa mică de vecina din salon. Ah, mă scuzați, vă rog. Ea pur și simplu este mică și foarte activă. Imediat Aleftina Nicolaevna s-a adresat către Ana, așa cum Olga Mihailovna n-ar fi auzit-o dormind. Nu-i nimic, fetița nu făcut nimic rău. Eu singură am o fiică de așa vârstă. Așa că eu știu cum se comportă copii mici. I-a răspuns femeia încercând să zâmbească. Dar în acest timp, Iulia, apropiindu-se de bătrâna ce dormea naivă, a întrebat. Dar de ce bunica doarme? Acum doar e dimineața. Plus la toate are o mână atât de fierbinte. Micuța mea, vino la mine. Nu deranja pe doamne. Pur și simplu bunica a obosit și iată se odihnește. Aleftina Nicolaevna și-a chemat nepoata. Dar în acel timp, Ana la fel s-a atins de mâna bunicii, sperindu-se că are febră înaltă. Dar ea nu era rece, probabil copilului doar i s-a părut, care în acest moment povestea despre salvarea unei păsări. Bunica alea, noi astăzi cu mama când veneam la tine la spital. Eu am văzut cum motan a prins o vrabie, dar când l-am alungat, păsărea deja nu se mai mișca. Mama a spus că ea a decedat și a mers mai departe, dar eu oricum am luat-o în mână și ea a deschis ochii și a zburat. Se lăuda fata. Probabil motanul nu a rănit-o tare. A completat povestea mama ei care deja scotea din geantă fructele.
A mai trecut o zi obositoare. Ana a reușit puțin să doarmă. Toată noaptea pe fată o chinuia coșmarurile. Dimineața, după ce soțul ei a dus copii la grădiniță. Așa cum ea singură nu era în stare deja să o facă, ea l-a rugat ca de obicei să o ducă la spital la bunica ei, simțind că astăzi totul va fi și mai rău. Ana, în așteptarea ce e mai rău, mergea în salon. Dar în prag a încremenit văzându-și bunica stând pe pat și veselă răspunzând la întrebările întregului consiliu de medici care au umplut salonul. Aleftina Nicolaevna încă dormea cu presimțirea că astăzi în sfârșit va pleca acasă, dar brusc a fost trezită de vocea uimită a medicului. Doamne, cum e posibil așa ceva? Uitându-se în direcția geamului și singură uimindu-se când și-a văzut vecina din salon, care liniștită stătea la fereastră și căută mărul în dulap. Această întâmplare nu poate fi numită altfel decât un miracol, fiindcă diagnoza pusă parcă a fost suflată de vânt. Din această cauză s-a adunat consiliul la așa oră de vreme. Apoi Aleftina Nicolaevna și-a amintit de vrabia salvată și despre faptul cum nepoata ei s-a atins de bătrână. Dar principalul e că în ce circunstanțe a apărut pe lume Iulia. Atunci, 4 ani în urmă, pe fiica ei Svelana era greu să o numești un om fericit, deci până la asta, ea era de altă părere în privința la asta, căsătorindu-se cu un tăietor de lemne care a venit în regiunea lor. Imediat nu i-a plăcut bărbatul nepoliticos și arogant viitoarei soacrei. Dar fiica ei vedea în asta un semn de masculinitate și carismă deosebită. În spatele unui astfel de bărbat, așa cum credea femeia, va fi ca în spatele unui zid de piatră. Nimic nu-i va fi înfricoșător în viață. Chiar și ajungând pe insulă în mijlocul mării. Cât de mult nu o convingea mama de la acest pas, dar când iubești nu observi nimic mai departe de propriul nas. Chiar și ceea că Mirele s-a bătut la nuntă cu unul din prietenii Miresei, la care o geloza fără motiv, nu a îndreptat-o pe Svelana la gândurile corecte. Dar peste câteva luni, Arthur s-a plictisit să locuiască în apartamentul soacrei. Zilnic să asculte morală de la ea, deși ea se stăruia să tacă, dar ginerele ei a decis să plece împreună cu soția la baștina sa. Ținuturi de liniște, păduri și lacuri. Unde i-a rămas moștenire de la rude, o casă spațioasă în sat. La început, Svelana era foarte fericită de această decizie, căci nu numai Arthur și-a găsit un post de muncă, dar și pentru ea vânzătoare în magazinul local. Mai ales că și casa s-a dovedit a fi destul de bună. În așa casă poți și copii să naști. Cu ce perechea curând și s-a ocupat. Dar când Svelana a rămas însărcinată și era deja în a 8-a lună, de parcă l-au schimbat pe soțul ei. Vecina ei geloasă i-a șoptit că soția lui îl înșală, își învârte coada prin sat în timp ce este la muncă, că soția nici nu poartă copilul lui sub inimă. Toată vina a fost că invidioasa și-a văzut soțul în magazin când încă Svelana lucra acolo, discutând gingaș cu ea. Dar peste câteva luni, soțul ei a plecat la o amantă din oraș. Din acest motiv, femeia s-a înfuriat pe toată lumea, considerând că el și cu Svelana a avut relație, deși ea nici nu se uita la alți bărbați, numai Arthur era în inima ei. După discuția cu vecina, pe care a întâlnit-o bărbatul întorcându-se acasă de la muncă, de parcă a intrat diavolul în el înfuriat, el a intrat în casă, din praf a început să o învinuiască pe soție în înșelăciune. Cum nu s-ar fi justificat, dar și mai puternică devenea furia lui Arthur. Minți totul. Mie oamenii buni mi-au povestit totul. Recunoaște de la cine ai rămas însărcinată. E copilul tău. De ce nu mă crezi? Plângea sărmana fată. Deoarece ești la fel ca mama ta. Nu în zădar dorea ca să ne căsătorim. Reiese că mă avertiza. O oră întreagă a strigat bărbatul, dar apoi a luat lopata care s-a lovit de spatele Svelanei atât de tare, încât și-a pierdut cunoștința de durere. Dar când fata și-a revenit, a văzut că soțul ei liniștit doarme pe canapea. Se făcuse întuneric deja. Dar afară era o vreme urâtă. Dar asta nu oprea. Așa cum ei, era frică să rămână alături de un monstru, care cândva i-a jurat iubire veșnică. Din acest motiv, Svelana a decis să ajungă în oraș. Pe acolo, noaptea trecea trenul cu care putea să ajungă la mama ei. Dar cu părere de rău, fata greu se orienta în spațiu, mai ales în întuneric, și din acest motiv a cotit în altă direcție. Dar în acel timp a început a ploua puternic. O lovea tare peste față. Dar nu asta era cel mai groaznic.
a început o durere insuportabilă în burtă. Se pare că de la lovitură i s-a început nașterea prematură. Nevăzând drumul în fața ei, ea din toate puterile mergea înainte, șoptind doar câteva cuvinte. Mama, câtă dreptate ai avut! Dar între timp, ea se îndrepta către un lac mare cu o insulă în mijloc, pe care stătea o magazie mică din lemn în care trăia o călugăriță izolată. N-observând prăpastia, a căzut direct în apă. Dar valurile și curentul puternic au tras-o rapid și au dus-o departe de țărme. Fata și-a revenit deja în magazie. În șemineu vesel pocnea focul, dar în jurul ei se învârtea călugărița. De parcă o forță a impus-o pe femeie să iasă pe vreme rea. Acolo, în lumina lunii, zărindu-se după un nor care se împrăștea brusc, ea a și văzut fata întinsă pe mal. Doamne, a sosit ceasul acesta! A exclamat ea, ridicând-o pe svelana care abia se ținea pe picioare. Mulți ani în urmă! Călugărița a văzut că odată va salva o femeie care va naște un copil special. Când călugărița i-a dat svelanei fiica, i-a spus: ia copilul tău! Fetița ta e trimisă de Dumnezeu! Și când va veni timpul, va face multe minuni. De atunci, au trecut ani. Svelana a divorțat și pentru totdeauna a uitat de nemernic care a decedat în satul natal. Ea iarăși s-a căsătorit cu un bărbat bravo care îi iubește fiica ca pe a lui. Și călugărița a decedat care a salvat-o. Dar fraza spusă de ea pentru totdeauna a rămas în mintea Svelanei. Într-adevăr, ea a început a face minuni. Nu doar pe Olga Mihailovna a ajutat-o puterea fiicei ei, dar și altor, dar numai celor care aveau sufletul curat în fața lui Dumnezeu. Însănătoșirea bătrânei a rămas un mister pentru toți, inclusiv și pentru nepoata ei, care în fiecare zi mulțumea Domnului pentru salvarea miraculoasă. Plus la toate, a început a-i acorda mai multă atenție sănătății bunicii. Bătrânii doar așa sunt, nu doresc pe nimeni să deranjeze.